Oameni buni, credeți-mă că n-am nici cea mai mică idee cum ar trebui să încep acest videoclip. Dacă vă întrebați ce se întâmplă, dați-mi 2 secunde să încerc să vă explic. Ideea este în felul următor. Acest videoclip trebuia să fie un videoclip normal de Minecraft alături de prietenul meu Andrei 2010. Cu toții știți că ne jucăm în fiecare zi, nu mai este un secret, e prietenul meu cel mai bun, ha ha ha, ne distrăm, la la la. Așa trebuia să fie astăzi. Doar că nu a fost așa. Lucrurile au luat o întorsătură destul de ciudată și, pe scurt, oameni buni, sunt urmărit de un ciudat. Și în joc, dar și în viața reală. Da, ați auzit bine, sunt urmărit de cineva și tot ce pot să vă spun este că am găsit o hartă, am mers după harta respectivă și ce am găsit acolo... No, e de-a dreptul șocant. Acest videoclip este partea 1, pentru că va urma și partea 2 și chiar și partea 3. Așadar, oameni buni, dacă vreți să continuăm această expediție, această investigație, această aventură, dați un like la acest videoclip, un subscribe și un clopoțel. Știu, nu știți momentan ce s-a întâmplat, dar o să vedeți pe parcurs. Ideea este că sunt urmărit de un ciudat, am găsit o hartă și dacă vă întrebați ce se află pe această hartă și unde mă duce, uitați-vă până la final. Haideți să trecem la clip. Neața tuturor! Oameni buni, tocmai ce m-am trezit în noua mea casă. Ce zi frumoasă, nu-i așa? Da, ați auzit bine, bine v-am găsit în noua mea casă, oameni buni. De acum, aceasta este noua mea casă și probabil vă întrebați: băi, Aiselen, ce cauți aici? Ei bine, dați-mi 2 secunde să vă explic. Haideți să vă explic, haideți să vă fac un mic tur al casei. Aici este calculatorul meu, unde de obicei când mă trezesc, mă pun la calculator. Așa eu frumos, când mă mai trezesc așa, practic să mă joc Minecraft. În continuare avem aici un chest plin de nimic. După care avem patul meu super grandios și super șmecher, un crafting table, un furnace, un ender chest și... Ok, bine, fie, v-am mințit până acum. Acesta nu este patul meu. Acesta este de fapt patul meu. Păi și Aiselen, atunci al cui este acest pat? Ei bine, nu trăiesc singur, trăiesc cu Andrei 2010. Acesta este patul lui Andrei și acesta este patul meu. Doar că Andrei nu a venit aseară acasă, așa că m-am răsfățat puțin și am dormit în patul lui. Eu de obicei dorm pe jos. Da, nu e absolut deloc confortabil. Așa dorm eu mai în fiecare zi, dar aie, mă descurc. Mă rog, lăsă chestiile astea la o parte. Este o zi foarte frumoasă și hai să dăm și noi o tură, oameni buni, să vă arăt și casa și... Ce se întâmplă? Andrei! Bă! Alo, Andrei, ce faci, mă, acolo? Hei! Alo! Bă, ce face? Bă, voi îl vedeți pe ăla? Ce are, mă? Mamă, dar tare mai vorbești, ce vrei? Bă, Andrei, ce cauți, mă, în chestia asta? Ce se întâmplă aici, în primul rând? Și de ce ai construit o chestie lângă casă, gen? Și de ce dorme în mijlocul ei? Ce se întâmplă? Doamne, bă, băiatul ăsta mă surprinde pe zi ce trece, spuneți voi de nu. Am adormit și eu, nu mai are omul voie să doarmă, că vine Aiselen și țipă astăzi. Bă, dar n-am țipat așa. Așa țip mereu. Lasă-mă să dorm. A, bine, șaută-l, mă, frate. Bă, da, eu tot nu înțeleg. Ce cușca asta pe care a construit-o Andrei? Ia stai, mă, așa. Andrei, dacă tot am intrat aici, pot să te întreb ce scop are toată chestia asta? Ce sens are? Ok. S-a ridicat. Am amenajat aici un spațiu pe care o să construiești ceva. Ha? Alte întrebări, domnule detectiv? Bă, da, scuză-mă pe mine acum că te întreb, dar de curiozitate, ce vrei să construiești aici? Construiesc o night-ul. Ce, mă, night-ul? Night-ul treabă. Mamă, ce dumă, mamă, ce glumă. Ho-ho! Mamă, Andrei, ești pe val, bravo, frate, bă, băiatul. Deci, mie îmi spui ce vrei să construiești acum. Sau ce? Sau... O să mă supăr. Ok, ce? What? Altceva? A, bă, frate, bă, da, așa faci mereu, frate, așa... Ia uite, mă, frate. Ok, știi ceva? Cred că o să mă pun jos să mă joc la calculator toată ziua. Ia uite, mă, cum a enervat Andrei și nici n-a început ziua. Nici nu-mi pasă de construcția lui de 2 bani. Ce? Alo? Bă? Au! Andrei, ce s-a întâmplat, mă? Ce-am făcut, mă, e noapte? Bă, de ce e noapte afară? Du-te-n pat să dormi, că ai adormit la calculator. Ok, scuză-mă. Doamne, frate, uite de și tu, am dormit până s-a făcut seara. Deci uite de și tu. Deci am dormit la calculator, frate. Bine, mă, Andrei, mersi că m-ai trezit. Nu mai sunt supra pe tine. Hai, noapte bună. Hai, doamne, frate. Alo, ăla e patul meu.
Oh, da, am uitat. Acolo e al tău. Da, am uitat, fraților, că acesta este patul meu, după cum v-am spus. Andrei, desigur că doarme ca bossul acolo în patul lui și eu ai sunt nevoit să dorm, dar aia la urma urmei. Ah, noapte bună. Ce? Bă! Andrei! Ce, bă? What? Andrei? Ce s-a întâmplat aici? Bă! Ajutor! Stai o secundă! Ce se... oameni buni! Am fost fulgerat sau ceva și... Andrei nu mai e... aici e un cap de Andrei 2010 și aici scrie ajutor. Bă, ce se întâmplă? E un vis urât asta? Nu, dăm două secunde. Na, asta trebuie să fie o glumă, nu? Asta nu are cum să fie. Bă! Chestia pe care trebuia să o construiască Andrei acum s-a transformat în flăcări. Bă! Mamă, nici nu pot să opresc focul ăsta. Uitați-vă, și e efectiv indestructibil. Bă, dar unde s-a dus Andrei? Unde e? Nu, așa ceva nu e în regulă. Mamă, ce? E un chest acolo? Mă, voi vedeți? E un chest sau ceva în flăcările astea? Ok, și ceva? Oameni buni, a rămas decât o singură chestie de făcut. Dacă vreți să deschidem chestul să vedem ce se află în el, dați un like la acest video pentru că, sincer să fiu, mi-e frică să aflu ce e acolo. Ok, și ceva? Ce-o fi, o fi? 3, 2, 1, BAM! O hartă? Ce? O hartă de ce? Care-i faza cu harta asta? Wow! Bă! Uitați-vă, asta e casa. Deci nu știu dacă o puteți observa, asta e casa mea pe hartă. Aici e chestia asta cu flăcări. Și nu știu dacă vă dați seama, dar în colțul stânga sus pare să fie un X sau ceva, îl vedeți? Uitați-vă, e fix în colțul stânga sus. Ok, ia hai să mergem noi după harta asta. Ok. Bine, nu cred că ar trebui să fac asta, dar... Frate, a dispărut Andrei! S-ar dupla chestia asta! M-a trezit din somn! Oricine a făcut chestia asta, sau, efectiv, oricine a creat harta asta, o să regrete. O să regrete pentru că am trezit să mă trezească din somnul meu. Ok, l-a luat și pe Andrei, dar asta nu-mi pasă chiar atât de mult. Bine, actually, chiar îmi pasă, dar... Dacă tot m-am trezit, hai să mergem după hartă, presupun. Hai să mergem la X-ul ăla. Chiar sunt foarte curios ce se întâmplă aici. Ok, bun, trebuie să mergem pe aici. Pe alo? Ce? Alo, ce faci la ora asta prin pădure, copile? Vrăjitor? Scuzați-mă, domnule, nu știu cum să vă explic, dar m-am trezit din somn și am găsit harta asta. Și practic mă duc după o chestie, e un X acolo pe hartă și mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Ha? Ce hartă? Da să văd! Ok, poftiți, domnule vrăjitor. Mamă, se dau sau nu? Ok, dacă se duce la X-ul ăla... Și dacă la X-ul ăla se ascunde o comoară? Na, poftiți, domnule, uitați-vă. Hai, spuneți-mi ce părere aveți. Adică, eu nu știu, am găsit-o în mijlocul unui cerc de foc sau ceva. Nu pot să explic. Ce părere aveți? Cred că ești nebun. Tu chiar vrei să te duci acolo? Ce se poate întâmpla? Adică, real vorbit pe prietenul meu, Andrei 2010, deja l-a luat. Cine l-a luat? Alo? No, refuz așa ceva. Pur și simplu refuz. Dar stați o secundă. Copile, nu face asta. Fulgerul acela a fost un blestem. Auzi, știi ceva? Domnule, scuzați-mă, dar nu prea mă interesează ce spuneți. La urma urmei, eu am primit harta asta, eu fac ce vreau, ok? Ia uite-mă, și că să nu mă duc să... Ia uite-mă, fac ce vreau, mă. La urma urmei, ce se poate întâmpla atât de rău? Ok, bun, stați așa, trebuie să iau pe calea asta, ok. Ok, bun, ia stați așa că... ok, acum înțeleg care e faza, trebuie să merg pe chestiile astea. Deci trebuie să fac un fel de parcurs sau ceva. Ok, hai că nu mai am mult. Ok, încă puțin. Oh, ok, am căzut puțin în apă. Bun, ok, și... Ha! Oh, ok, am ajuns! Asta e X-ul! Bă, dar de ce nu se întâmplă nimic? Adică, acum ar fi trebuit să se întâmple ceva sau? Gen, stau aici pe X-ul ăsta și chiar că nu se întâmplă nimic. Adică, alo? Hei! Tipul care a făcut harta asta sau tipul care a dat fulgerul? Alo? Ok, destul de plictisitor, oameni buni. Cred că o să mă culc. Sigur mă trezesc când se întâmplă ceva. Oh! What? Ce, mă? De când am pickaxe-ul ăsta în mână?
What? M-am trezit cu el, efectiv. Ok, dacă tot m-am trezit cu pickaxe-ul ăsta în mână, ce-ar fi să minez în jos? Ok, sunt sigur că dacă o să fac chestia asta, o să găsesc ceva destul de interesant. Adică, la urma urmei, cât să și minez, frate? 100% o să se întâmple ceva. Acum nu-mi explic. Adică, dacă stai să te gândești logic, practic sunt la X-ul de pe hartă și acum minez în jos. Trebuie să găsești ceva, n-are cum. Așa, perfect, bun. Hai să continuăm minat. Oameni buni, cred că avem o mică problemă. Cred că deja am găsit. Deja am găsit ceea ce căutam. După cum puteți observa, în momentul de față suntem fix sub acel X pe care îl avem pe hartă. Și în fața mea am cel mai mare portal pe care l-am văzut vreodată în Minecraft. Pe bune, voi ați văzut vreodată un portal mai mare de atât? Bă, nici nu credeam că există să... așa ceva. Ok, și având în vedere că tot ce se întâmplă aici e făcut din bedrock și nu am cum să scap de aici și nici cum să urc înapoi pentru că am un singur bloc efectiv, cred că singura soluție e să intru în el. Ok, dacă tot am ajuns până aici, oameni buni, hai să o facem și pe asta. Dă încolo de hartă, ce se poate întâmpla? 3, 2, 1... Wow! Savant! Haide, bă, eram sigur, mă știam, eu mă știam că ai legătură cu asta. Ha, bă, savantele, dă-te încolo. Bă, bă, pleacă-mă cu glumele tale. Ia zi-mă, savantele, unde e Andrei? Tu ai făcut toate astea, nu? Uite, mă, ce mă speria, să credeam că sunt bântuit sau urmărit sau ceva. Ha, ce zici? Silent? Nu. Nu am nici cea mai mică legătură cu chestia asta. Doar că am primit un avertisment în momentul în care ai intrat în portal și am reușit să opresc puțin timpul. Pe scurt, tu trebuia să ajungi altundeva acum, dar am reușit să te aduc puțin aici. Ha? Ce tot vorbește acolo? Savantule, n-are nici cel mai mic sens ce spui acolo. Păi și atunci unde trebuia să ajung? Și cum ai adus tu aici dacă trebuia să ajung altundeva? Ha? Eu sunt savantul, pot să fac orice. Ideea e că am reușit să opresc timpul și să te aduc pentru câteva minute aici. Problema e că nu pot să opresc chestia asta de tot. Peste maxim câteva minute o să ajungi în locul unde trebuia să te teleporteze portalul de fapt. Păi și unde o să ajung? Nu știu, pare să fie o locație pe care nu pot să o identific prin GPS. Cred că e ceva blestemat. Ha! Savantule, salvează-mă! Nu pot! Ai grijă, Silent, ai grijă. Uite, dacă te ajută cu ceva, cât timp mai ești cu mine, poți să faci un parcur. E în spatele meu. A, da, mă, că numai de asta n-aveam eu chef, mă, savantule. Wow! Nu pot să cred. Bă, savantul ăsta chiar n-are milă de mine. Eu mai am câteva minute efectiv de stat aici și omul mă pune să fac parcur. Da, ce-i drept, chiar mă simt foarte bine acum că știu că... am și uitat că în maxim câteva minute o să fiu teleportat unde trebuia să fiu teleportat de fapt. Doamne, bă, savantul ăsta, bă, își bagă nasul și când nu e cazul, frate. Deci n-a poftim. Eu, practic, acum trebuia să ajung undeva, într-un loc blestemat și... nu mai ajung că fac parcur. Adică tot o să ajung, dar puțin mai târziu, că na. Doamne, frate, deci, bă, cred că și dacă mor, frate, savantul tot mă pune să fac parcur. Deci e ceva incredibil ce se întâmplă aici. Clasic, aș putea spune. Dar da, oameni buni, hai să vedem cât putem... na. Hai să vedem cât putem face din parcurul ăsta, presupun, până o să-mi expire timpul. Bă, sincer să fiu distractiv, având în vedere că e și ușor, mie chiar îmi place. E genul de parcurs pe care Andrei 2010 l-ar face, pentru că e extrem de ușor. Savantule! Silent, mai puțin și o să ajungi unde trebuia să ajungi. Îmi pare ură că nu pot să te țin mai mult. Credeam că parcurul ăsta o să mai ajute, dar tot nu pot să fac nimic. Îmi pare rău, știu că o să te descurci. Da, savantule, îți mulțumesc, ce pot să spun, chiar îți mulțumesc din suflet. Ideea e în felul următor, oameni buni. Chiar sunt atât de curios unde o să ajung și când o să fiu teleportat acolo. Timpul poate să expire în orice moment. Ok, cred că deja s-a întâmplat. Mă, ce? Bă, băiatule. Na, nu se poate așa ceva. Bă! Nu înțeleg de unde, cine, de ce? Băi, fraților, cine a făcut chestia asta? Chiar e un nebun. Ok, și avem o scrisoare. Să o citim? Da, cred că ar trebui să o citim. Dacă totuși am ajuns până aici, ar fi ceva să o citim. Ha, 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 după mult timp ne întâlnim din nou. Ha, ha, știam eu că o să pici în capcana asta. Ascultă, omule, de data asta nu mai ai șanse. De data asta nu mai scapi, ai înțeles?
sunt în parc. Ne vedem acolo dacă ai curaj. Apropo, verifică-ți cutiuța poștală în viața reală. Ha? Ce mă? Să-mi verific cutiuța poștală? Gen în viața reală? Mă, ce? Ce spune dubiosul ăsta? Cine? Ce? Nu, deci e clar un dubios cu care cred că am mai avut de-a face în trecut. Dar să-mi verific cutiuța poștală? Măi, stai așa că... Acum chiar sunt curios! Oameni buni, vă iau cu mine! Hai să vedem ce se întâmplă! Ok, fraților, deci ignorați cum sunt îmbrăcat. Efectiv, am plecat din casa așa cum eram îmbrăcat în momentul ăsta. Și hai să vedem ce se întâmplă aici. Ok, și acum haideți să verificăm cutiuța poștală. Este undeva pe aici. Ok, hai să vedem dacă chiar am ceva în cutiuța poștală. Nu cred!